Compania Corteva AgriScience a inaugurat la Afumaț, județul Ilfov, o nouă unitate de producție a semințelor de floarea soarelui. Proiectele de dezvoltare ale acestei fabrici de producție au început încă din anul 2005, investiția ridicându-se la peste 73 de milioane de euro. Corteva își propune să-și demonstreze angajamentul pentru piața din România prin inaugurarea noii linii de producție pentru semințele de floarea soarelui. Cine este Corteva în România, când am început și ce am făcut? Am început în anul 1955 prin testarea primilor hibrizi de porumb. În 1956, la nivel mondial, practic, o parte din Corteva astăzi, este vorba de linia provenită de la Dow AgroSciences, a adus primul litru de 2,4-D în agricultura României, celebra sare de dimetilamină. Primele semințe comerciale au fost în 1979 și oficial am deschis branch office-ul în 1992. Practic, achiziția acestui teren, cele 15 hectare, 15,2 hectare, au fost undeva în anul 1999, după care în 2002 am început construcția stației de la Afumați, am inaugurat în 2006 o unitate de producție importantă pentru porumb, iar în 2019, după cum Jean-Philippe a precizat, s-a născut Corteva AgriScience, companie listată la bursa din New York, rezultatul fuziunii Dow, DuPont și Pioneer. La acest eveniment au luat parte înalții oficiali din cadrul Ministerului Agriculturii, precum și membrii ai Comisiei de Agricultură, dar și reprezentanții ai Ambasadei Statelor Unite în România. Este de o importanță vitală păstrarea contactului permanent între producătorii de semințe și de inputuri din agricultură și beneficiarii produselor lor. Doar împreună se pot găsi noi căi de a dezvolta producția agricolă în România și vedem cu toții la nivel regional și la nivel internațional cât de important și de vital a redevenit acest sector, care poate în ultima vreme fusese puțin pus în umbră în fața celorlalte domenii din activitatea economică a lumii. Se inaugurează, iată, astăzi o investiție importantă, a spune, de o companie cu prezență destul de importantă în țara noastră și din perspectiva istoriei și din perspectiva performanțelor economice, dar cel mai important din perspectiva relației permanente între o companie producătoare de inputuri și fermieri. România are un potențial uriaș de producție agricolă și cred că astăzi asistăm la o dovadă că se poate adăuga valoare oricărei materii prime obținute în agricultura din România.